Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Iar avem un subiect, să zicem, fierbinte și care nu se mai termină. Este vorba de marcarea conductoarelor sau folosirea celor marcate de fabrică corect. O să citim un pic din normativ. 5.1 cu 4 cu 3, identificarea conductoarelor. Încerc să citesc și eu prin ecran, că dacă văd eu, înseamnă că vedeți și voi. Sperăm că macro e cu noi azi. Așa, și ne spune aici, identificarea conductoarelor. Identificarea conductoarelor de protecție și neutru. Conductorul de protecție pe marcarea prin culori verde-galben și această combinație nu trebuie folosită pentru nicio altă utilizare. Da? Deci este împământare, sau pen, ok, nu este, nu-l pui pe fază, chiar dacă îl marchezi. Conductorul pen, care asigură simultan funcția de protecție și conductor neutru, marcare verde-galben pe toată lungimea și suplimentar, marcare cu culoare bleu suplimentară la fiecare extremitate, pe 15-100 de milimetri. 15 este minim și se poate face cu bandă albastră, varniș, termocontractant, cum vreți să-i spuneți, sau ce aveți la îndemână. Indiferent că puteți să-i dați și cu vopsea, n-are importanță. Ideea e să fie bleu peste verde-galben și minim 15 mm, maxim 100. Conductorul neutru, N, sau de punct median, marcare cu culoare bleu pe toată lungimea. Identificarea conductoarelor de fază din cablurile multiconductoare. Culori recomandate sunt maro, negru, gri. Da? E și IEC și CNLEC și cine mai vreți voi și VD și bla bla bla. Se mai admit și alte culori. Roșu, galben, albastru, portocaliu, violet, alb, roz, turcoaz. Din motive de securitate se recomandă să nu se utilizeze culoarea verde sau galben, dacă există confuzia, combinația bicoloră verde-galben, da? Care e verde-galben, nu galben-verde. Mulți electricieni am auzit cu galben-verde, mulți electricieni am auzit cu 220 și 380, care de 20 de ani e 230 și 400. Asta până aici, la partea cu, din motive de securitate, se recomandă a nu se utiliza culoarea verde-galben, aș adăuga și albastru, care, by the way, e permis pe fază. Uitați-l aici. Dar nu l-aș folosi pe fază, pentru că îl încurcăm cu bleu după nul. Nu știu, dacă ne uităm aici, avem o diferență între ele întotdeauna. Nu toți scrolcătorii scot aceeași nuanță. El trebuie să fie bleu. Bun. Mai avem identificarea prin numere. Se utilizează pentru cabluri care au mai mult de 5 conductoare. Conductoarele identificate prin numere și utilizate drept conductor de protecție sau conductor neutru trebuie identificate și prin combinația bicoloră verde-galben sau culoarea bleu, respectiv, la fiecare extremitate. Așa, am trecut eu aici negru marcat sau numerotat în tablouri. Să pot face legăturile cu lițat de 6, de 10, de 16, de 25 și să pot folosi trei culori negre și albastru la trifazat sau cele două maro și gri, că săracul e negru din start. Bineînțeles cu ăsta albastru, cu neutru. Identificarea cablurilor cu un conductor și a conductoarelor izolate. Conductoarele se marchează pe toată lungimea lor prin culori recomandate de 51431, tocmai ce v-am citit mai devreme, și 51432. Este permisă utilizarea unei singure culori pentru toate conductoarele de fază ale unui circuit cu de fază, da? Deci de fază, nu trebuie, poți să pui cu marcarea corespunzătoare la cele două extremități. Cablurile cu un singur conductor cu manta și conductoarele izolate conform standardelor lor și care nu au nicio izolație
de colorație bicoloră verde, galben sau bleu. De exemplu, în cazul unei secțiuni mai mari de 16 mm, ele pot fi utilizate pentru conductor de protecție PE, dacă marcarea verde-galben este prevăzută la fiecare extremitate, pe cel puțin 15 până la 100 de milimetri. Conductorul PEN, dacă marcarea verde-galben și marcarea bleu este prevăzută la fiecare extremitate, pe cel puțin 15 până la 100 milimetri. Conductor neutru N, dacă marcarea bleu este prevăzută la fiecare extremitate, cel puțin 15 până la 100 de milimetri. Situații în care identificarea nu este necesară, identificarea prin culori sau prin numerotare nu este necesară pentru conductoarele concentrice ale cablurilor, deci cele coaxiale, pentru mantalele metalice ale cablurilor armate, utilizate drept conductoare de protecție. Restul se marchează. Și mai e un articol aici foarte important, asta cu identificarea barelor și conductoarelor. Puteți să o citiți. Avem roșu pentru L1, galben pentru L2 și albastru, vechiul RST, să-i zicem așa, care nu este incorrect, dar se referă doar la barele de cupru, busbaruri, intrări, ieșiri, nu are importanță alea mari. Deci vorbim de busbar. Da? Sau de distribuitoare mari de forță. Trebuie menținut aceeași culoare de marcare pentru conductoare electrice ce aparțin aceleași faze, cel puțin pentru toate circuitele electrice ale aceluiași tablou de distribuție. Da? Bun. Până aici totul pare a fi destul de clar. Din normativ, important este să citim ce mai e valabil din el, cât mai e valabil, care ar fi culorile standard. Monofazat, avem fază maro, N, albastru sau bleu, mai corect, nu sau, și verde-galben, PU, da? Deci asta este indiscutabil. Avem la trifazat L1 maro, L2 negru, gri, L3, albastru N, verde-galben, PE, da? Vin așa, de la furnizor, avem L1, L2, L3, pen, verde-galben. Dar de obicei vin așa. Așa e corect. Marcajul cu bleu la verde-galben. Dar avem Enel care are 7 culori. Asta e unde intră penul. Până aici toate bune și frumoase. Acum să vorbim motivele pentru care trebuie să respecti culorile, ca să te respecti pe tine ca meseriaș. Pentru că discuția pleacă de la milioane de articole după grupurile de electricieni, unde se discută, domnule, dacă ești electrician, nu are importanță că ai verde-galben și pe fază și pe nu și pe aia, că iei aparatul și măsori, îl suni, cum zicem noi. Da, îl sunăm, nu e problemă, adică suntem electricieni, suntem bătuți în cap. Da, avem scule, am trei, cum îi spune, cable tracer-uri. Ți l-am pus într-o doză și mă duc cu el pe perete, identific și siguranța. Nu e problemă. Am gosă, nu am tot ce se poate de măsurat. Deci nu e asta problema. Problema mea este următoarea. De ce să ne batem joc de client? De ce trebuie să vin eu la intervenție? Ți-e greu să respecti o normă? N-ai găsit în Dedeman, dau un exemplu, un Horbach. N-ai găsit decât roșu, albastru, verde, galben. Mergi, frate, cu alea. Nu te mai duce la lumină cu trei verde, galben. Nu te mai duce la o priză. Am găsit două negre, un verde, galben. Și bineînțeles că unul de verde, galben era fază. Că așa e la noi. Da. Deci, ți-e lene să faci chestia asta. Știu că sunt. Nu dau un procent, 5-10%, nu contează. Sunt o mână de electricieni care fac chestia asta ca nu cumva să vină vreunul după ei și să își dea seama repede, pac, pac, care e problema și să ia el banii. Doar pe el să-l sune clientul, știi? Asta e minte. Nu, să respectă norma. Și dacă faci după normă,
Oricine vine după tine, repet, nu că suntem bătuți în cap. Pentru că una e să-i facturezi clientului deplasare și o oră de constatare și remediere și una e să cauți jumătate de zi. Pentru că, spre exemplu, sunt mulți care astupă dozele cu un centimetru de Ipsos. Tu trebuie să stai să identifici doză cu mănuni de cabluri. Băgați nasul ăsta, că nici pe o țeavă nu se pot trage 7 fire de 1,5 pe o țeavă de 16 sau pe un copex. În doză la fel există un număr limitat de legături. Nu poți să vii tu și să legi 7.000 de circuite acolo. Unul vine, unul pleacă. Am găsit la cineva în casă, luat un nul din ultimul dormitor, luat din PE, pentru că nulul se întrebsese undeva, și venit înapoi cu el 5 camere până în sufragerie. Ceea ce mi se pare o tâmpenie. În fine, o instalație de asta făcută de meseriaș cu țeavă și cu copex care se poate schimba. N-a putut să schimbe nimic, că nu se schimbă, da. Omul e încă încăpățânat, da? Deci de astea trebuie să respectate culorile. Una, că ne impune norma. Din respect pentru munca ta, dacă ești profesionist, și pentru munca lui ăla care vine după tine. Pentru că rar, eu m-am certat și cu băieții mei, băi, așezați cablurile pe podea la o casă nouă, spre exemplu, cât mai drepte posibil, pentru că are încălzire în pardoseală, băieții ia vin cu polistirenul, să vină până în mănunchiul tău de cablu, nu să le pui așa alandala unul peste altul, da? Trebuie și ele aliniate. Una e semnătura ta, a doua la mână, nu-l încurci pe ăla, trebuie să ne gândim la ăla care vine după noi. De câte ori n-am găsit, a venit rigipsarul vieții, a făcut cablu colac, l-a pus sus pe profile, a placat și la revedere. Fără să marcheze unde trebuie să iasă ăla, doar să-l scoată, atâta trebuie să dai o găurică și să-l scoți. Dar nu, pe noi nu ne interesează că vină alții după noi și au de montat ceva. Pe noi ne interesează să venim noi, să facem treaba de cacao și să luăm bani și să plecăm. Cine vine pe noi, după noi potopul. Da. Deci respectul pentru colegul care vine după. Indiferent că e rigipsarul, că e faianțarul, că e... Și ei au plecat pe teren să facă niște bani. Da? Cum am plecat și noi. Hai să ne batem joc de toți. Da? Și asta am mai spus-o cu clientul și banii lui. Ăsta e respectul care îl porți clientului când îi pui 7 verde-galben pe o lustră. Da? Plus respectul care ți-l porți ție. Atenție. Da? Sper că am lămurit treaba asta cu cablurile, că tot înseamnă că nu ești electrician dacă nu descurci. Normal că le descurci, că nu suntem bătuți în cap și nu e... nu vorbim de PLC-uri, să stai 7.000 de ani, cu toate că pe ăla îl descoperi imediat. Doar scoți laptopul și l-ai lămurit. Da? Deci vorbim de o instalație banală pe rezidențial. Dacă și pe aia reușești să o faci praf, înseamnă că... Deci să o încurci în așa fel că, domne, că protejăm clientul, că a mai rămas niște verde-galben, lasă să nu mai dea săracul banii pe... Nu mai țineți palma la poponez la clienți. Făceți-vă treaba, bă frate, nu mai am material, mai întreb cablu, uite, mai întreb eu sărmetri de ăsta. Îl iei? Bine, nu, dacă nu, montează tu singur verde-galben. În afară de fapt că e ilegal, da? Dau un exemplu, că asta se întâmplă de fapt. Și se cumpără la rolă, cine folosește FY, se cumpără la rolă în mod egal, 600 de metri din fiecare culoare, roșu, albastru, verde, galben, întâlnit cel mai des, că e greu să sun la furnizor să iei un material ca lumea, adică maro. Și ce se întâmplă? Bobiță care a făcut școala pe vapor între China și România nu pune pe la lumină, că lui nu-i trebuie pe la lumină. Da? El n-a deschis asta să citească în ea, să vadă. Nu-i trebuie pe la lumină. Și atunci ce să vezi? Surpriză. A tras 300 de metri de circuit și au rămas 500 de metri de verde-galben. Că la lumină n-a mai pus. Și ce să facem? Păi șeful ăsta nu mai da banii, că sunt exact aia care țin la client. Domnule, eu iau la apartament de 4 camere 3.000 de lei. Că eu sunt electrician. Ai plecat degeaba de acasă și strici și piața. Da. Asta este. Da? El a luat 3.000 de lei și ăla va plăti 20 de milioane. Constatarea ca să căutăm 3 doze în perete. Se la vi, se la ghir. Asta este. Da. Hai că ne-am lungit cam mult. Ne vedem la filmulețul următor. V-am pupat. Bye, bye.